Сирен пестрада из Майо. Он в русском банда. Что к нам entrat peste Lexus. Мне плакута ситуация. Dacă e poliția aici, de ce nu se relaxează traficul? Ce așteaptă? Polițiștii au ritualuri, tabieturi. Dacă e praf și e frig. Vine ploaia. Eu cred că se poate mai operativ. Ai fotografiat, eventual ai măsurat și după aceea procesul verbal îl faci într-un loc mai sigur, dar așa stai pe artieră aglomerată și scrii proces verbal. În România, în astfel de situație, nici măcar nu chem poliția. Faci fotografii, te înțelegi cu celălalt șofer, semnați un proces verbal comun și după aceea vă lămuriți. Vă căutați de treabă. De aici cu poliția, tot nu se degajează. Birocrația măsă.
Scrie sarcina. Scrie datele mașinilor. Trebuie să consult șefii. Dacă el în 7 minute de când filmez, eu nu am făcut nimic. Oare ce-a făcut în sfertul de oră de până a venit el, sau poate jumătate de oră, sau poate o oră întreagă. Așa am pățit și eu pe 1 septembrie 2009. Un accident banal. Vreo 2 ceasuri am așteptat poliția și după aceea încă o zi întreagă am așteptat la poliție. Fac proces verbal. Cam durează, nu? Cam durează și stă, și disenează el acolo. Știu că tu și filmezi. Se văd că durează. Ești cu interesat undeva? Stai interesat. Stai interesat, se eliberează traficul. Ia uite, stați în mijlocul drumului și nu vă poate da drumul. Instrumente moderne de măsurat. Băi, tată, stați pe trotuar, vă rog frumos. Oho, camionul îți bagă și pe trotuar. Măsoară el dungile de pe contrasens.
Pe la Crăciun încolo poate termină și procesul verbal. Azi 1 septembrie și eu mai rămas. Șofer merge vorbind la telefon, ce-i pasă lui că e în față, e accident, că e poliție. Al doilea vorbește la telefon. Cum să nu faci accident în situația asta? Acei doi fără centură, amândoi. Oho. Acela cum vrea să încapă, n-a scoată. Bravo, ocolește.